Emi, dragul meu, nu vreau să răspund ceva ce se întâmplă de un timp. Ți-am povestit că în 1988, când am avut visul, când eram în biserică, am visat că am privit prin zid. Nu era fereastră în locul unde stăteam eu și am văzut prin zid cerul și norul și Dumnezeu. Am observat că de un timp, când mă trezesc sau când în fine, dorm sau stau în pat aici la mamă, dacă stau cu fața așa spre tavan, pe sud, când visez sau în fine, am senzația că văd, că a început, parcă vedeam cerul prin acest tavan. Altădată alte lucruri. Nu mai știu să zic acum, spun. Dar aveam senzația că văd prin zid. Oricum, deja stau în cameră aici de cât timp? De 3 ani, nu? Bun. Și acolo, când stăteam încolo, spre fereastră, aveam senzația că văd prin biblioteca asta. Bun. Acum dormeam cu fața spre icoană, spre vest. Și nu știu cum am gândit, tot așa cu, adică am văzut prin frunte, prin acest cap, cu creierul cumva, am văzut o noțiune de yin și yang. Am spus ceva de yin și cineva în vis unde a dat și zic, da, am avea creier yin și yang. Și zic, cum e ăla? Și am zis, păi ar fi așa, până aici. Așa, și aici ar fi așa, tot creier. Și cumva m-am înfiorat. Uite de ce era în fața mea. Vezi acolo un yin și yang. Ubicolo. Aici. Vezi acolo. Asta iară trebuie să bag la X-Files folder. Deși n-am păstrat fișiere care am trimis până acum. Și la mine X-Files e diferit. Totdeauna am căutat miracolul, nu. Altceva mă gândeam că trebuie să fiu mai rezistent. Să rezist mai mult la. Dar să fiu de fier. De spanac. Doamne ajută. Doamne.